So our next speaker will be Diana, and she comes from the country of Moldova. So I'm going to tell a little bit about Diana as well. Diana Zegrea from the Republic of Moldova. She's been trying to get me to practice the pronunciation of her last name, and I don't know if I've got it quite on spot, but Diana believes that people with disabilities should live in the community, not in institutions. She now works in a village kindergarten in Moldova, and she loves her job working with the children and the other staff. From 2002 to 2015, Diana lived in an institution where she was denied most of her rights. She had no friends, and she was highly discriminated against. Within 2 years of leaving the institution with support from Keystone Moldova, Diana joined the self-advocacy group, where she learned everything that she could about the rights of people with disabilities. Diana has participated in several events where she shared her story and advocated for the social inclusion of all people. And I also wanted to let everyone know that Diana will be speaking in Romanian tonight, and her colleague, or my colleague, and her support person, Paraskovia Mutineu, will be translating her words for us into English. So please, Diana. Cam ați invitat voi aici. De 20 de ani care am trăit în internat locul la copilăria. Mi-au limitat alegerile. Și mi-au suplat prohibițiile. Thank you very much for inviting me here to share with you my experience about living in institution and in the community. 20 years of living in institutions stolen my childhood, limited my choices, and blown my dreams. I'm kidding, it is the national district, but I cuvinte poiurite, cuvinte poiurite, și cuvinte poiurite, poi și obizduire. My memory from institution about fear, violence, discrimination, bullying, obedience. When internat, lumea la frică, să spun ce când e. În comunitate sunt stăpână, sunt stăpână pe viața mea. In the institution, I was afraid to say what I think. In the community, I'm the master of my life. În internat credeam numai apărat. Am avut o lipsită de capacitatea colegală. In the institution, the law did not protect me. I was deprived by my legal capacity in institution. În internat, voi am fost obieduită și nimeni nu m-a luat în seamă. În comunitate sunt văzută cu respect și demnitate. In institution, I was humiliated and ignored. In the community, I am treated with respect and dignity. In the institution, I wasn't called by my name. Everyone told me Zgeria by my family name. In community, everyone calls me Diana. And that fact makes me feel loved.
nu aveam voie să ies după poartă. În comunitate sunt liberă ca să ies unde vreau eu. In the institution, I wasn't allowed to go outside of the institution gate. In the community, I am free to go where I want. Nu am putut să învăț. În comunitate am învățat să fiu bucătăță, să știu cum să fac mâncare și să aranjez masa. In the institution, I had no chance to benefit of vocational education. In the community, I have learned how to prepare the food and how to serve the meal to others. Nu mă plăteau pentru lucrul pe care îl făcea. În comunitate sunt respectate și primesc pe salariu pentru munca mea. In the institution, my work was not paid. In community, my work is respected and I'm paid for the work I do. Internat, păi mă simțeam singură. În comunitate am păi mulți cunoscuți, păi și prieteni. In the institution, I felt alone. In the community, I got a lot of friends. În internat nu puteam să invit pe cineva la muncă. În comunitate, eu invit de cine vreau la un ceai sau la o cafea. In the institution, I had no opportunity to invite guests. Since I live in the community, I often have guests and always serve them something. Persoanele cu dizabilități din internate nu cunosc de ce trebuie să bea medicamentele și nu pot păcăpa leagă. În comunitate eu merg la centru de sănătate care este pentru toți. Eu știu de ce trebuie să iau medicamentele. The persons of intellectual disability from institution are not informed about the purpose of their medication and have no opportunity to choose the treatment. In the community, I use the mainstream health services. I know what kind of medication I take and for what I take. Persoanele din internat suferă de boli mentale. Ele au nevoie de psiholog. Sau acest specialist nu sunt în internate. Persons with intellectual disabilities in institutions have poor mental health. And in many cases, they need counseling and therapies provided by psychologists or behavioral specialists. These personnel are not in the staff structure of the institutions. Păi Moldova, sănătate, drepturile sexuale a persoanelor cu dizabilități nu sunt văzute cu ochi buni. Se spune că persoanele cu dizabilități nu au drepturi pornosexuale. In Moldova, the sexual activity of persons with intellectual disabilities in institutions are discouraged and sometimes not allowed. Lucrătorii nu vorbesc despre sexul la sănătate sexuală. Ei nu știu cum aceste drepturi. In institution, the staff do not offer regular sexual health education and information.
they have no skills and knowledge to be engaged with the issue of sexual rights. Femeile cu dizabilități care trăiesc în internate nu au, nu au intimitate. Sunt deseori abuzate de sătă faptele cu forța până la gravidă. Femeile care nu ascultă sunt închise în izolator. Women with intellectual disabilities who are still living in institutions are cases of neglect, violence, forced abortion, forced medication, restraint and sexual abuse. De când trăiesc în comunitate, eu nu mă gândesc numai la mine, mă gândesc și la alte 2000 de persoane. Eu vreau ca să deschid piața lor. Being part of the community, I do not think only of myself. I started to advocate for other 2,000 people with intellectual disabilities who continue to live in the residential institution. I want to change their life. Am devenit un membru al grupului de autoreprezentant cu acest grup pentru drepturile persoanele cu dizabilități. I became a member of self-advocacy group at community level. Being part of advocacy group, we are promoting the rights of the people with intellectual disability. Eu știu că Moldova voi asemna convenția pentru drepturile persoanei cu dizabilități. Acest document voi impune statul să ne respecte drepturile. I know that Moldova ratified the CRPD. The CRPD requires to our state to ensure the right to be included in the community. Păi Moldova are politici bune pe hârtie, dar de ce persoane cu dizabilități continuă să trăiască în internate? Noi cerem guvernul din Moldova să închidă mai repede internatele, ca persoane cu dizabilități să se bucure la tați în comunitate. Moldova has good policy for deinstitutionalization, but why persons with intellectual disabilities continue to live in big long-term institutions? We require to Moldova government to advance deinstitutionalization and close all institutions. Eu sper că comitetul va cere guvernul să închidă mai repede cu internatele. Noi cu grupul de autoreprezentant putem să ajutăm persoanele cu dizabilități din internate să cunoască drepturi și să le spunem cum este viața în comunitate. We count on the support of UN committee to convince Moldovan government to close all institutions. We, as an advocacy group, will continue the empowerment of the persons with intellectual disabilities to know their rights and to explain them how it is to live in the community. Noi putem discuta cu din comunitate să schimbi părerea despre persoane cu dizabilități să nu le fie frică de noi. Suntem aici noi și avem drepturi. We are committed to contribute to change the public attitudes towards persons with intellectual disabilities. Do not be afraid of us. We are human and we have equal rights. Persoanele cu dizabilități din internate au nevoie de ajutorul nostru. Ei nu cunosc ce înseamnă drepturi, ce înseamnă viață comunitară. I know that the people with intellectual disabilities need our support. They don't know how it is to live a full life in the community. They need our support right now, no later. Pentru a promova dreptul în comunitate, am fost rămas la New York la conferința statelor care au semnat convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. To advance community living of people with intellectual disabilities, last week I have participated in New York at the conference of state parties where we discussed about CRPD. Acolo am discutat cu mai multe persoane, Catalina, Alana, Susan,
Toți mi-au susținut ideea mea de a închide internate și de a da șansa persoanei cu dizabilitate să trăiască în comunitate. At the conference, I have discussed about the rights of the people with intellectual disabilities with many important people. Cătălina de Vandas Aguilar, special rapporteur, Alana, Sue, Robert, Galina. All of them support my idea on the institutionalization and community living of persons with intellectual disabilities. Marea mea a fost de la New York și de aici e necesară pentru a încuraja mai multe persoane cu dizabilități să promoveze dreptul la trai în comunitate. Să facă mai puternici persoane cu dizabilități ca să vorbească despre dreptul lor. My participation in New York and at this summit is very important to enable my peers to promote their rights and to make choices and on how and where to live. I hope that my personal story will empower people with intellectual disabilities around the world to defend their rights. Bine, thank you very much. You're welcome.